E mare forfotă în antene după ce mama telenovelelor românești a pus bazele unei noi producții care se așteaptă a fi una de succes. Serialul Lia, difuzat la Antena 1, urmează să fie scos de pe post în perioada următoare și înlocuit de un nou serial care o are drept coordonatoare tot pe Ruxandra Ion. Camera 365, așa cum se numește producția, și-a început filmările în urmă cu 2 săptămâni, iar celebra producătoare s-a apucat să taie în carne vie. Cunoscută ca fiind extrem de pretențioasă atunci când vine vorba de partea profesională, Ruxandra s-a arătat nemulțumită de cei 2 directori de imagine care se ocupau de noul serial. În acest sens, i-a concediat pe cei 2 angajați, însă nu i-a luat prea mult până când a găsit persoana potrivită care să-i înlocuiască. Ruxandra a ajuns în final la concluzia că cel mai potrivit director de imagine pentru noul serial este nimeni altul decât cel care s-a ocupat chiar de producția Lia.